acum o sărăt cu mâna la mulțumesc, mulțumesc frumos pentru SLS. A fost ieri pe ieri n-am avut timp să spun să pun pe pagina mea de Facebook. Așa. De pe site-ul, pe web, blogul meu, pe ziceți cum vreți. Așa. Ieri am avut o mare bucurie. Nu că e 1 decembrie. Nu că a fost 1 decembrie. Așa. Ci faptul că am avut ocazia să o cunosc personal, să o văd. Nu pot spun că o cunosc, doar să fac cunoștință cu ineganabila voce a cântecului românesc, doamna Margareta Puslaru, pe care o îmbrățișez cu mult drag. Este plină de optimism. Este de o tinerețe incredibilă, un spirit pe care l-aș dori întâlnit în trupul multor tineri. Dacă am putea să o multiplicăm, să o clonăm, da, ar fi grozav. Da, este incredibilă. Este ambasadoare a unei organizații care ține de mișcarea cu sănătatea copiii, cu alea, cu alea, cu alea, cu voluntariat, până la sfârșitul anului. Niște lucruri incredibile. Niște chestii extraordinare, pentru care, sincer, mă înclin cu respect și recunoștință vis-a-vis de persoana dumnei.